În doar 5 ani, demarând multe proiecte de la zero, primarul municipiului Drobeta Turnu-Severin a reușit să schimbe fața orașului nostru. Unul dintre obiectivele edilului Marius Creciu a fost că toate cartierele Severinului trebuie să ajungă la gradul de modernizare pe care îl vedem în orașele dezvoltate ale Europei. Astfel, această promisiune a fost îndeplinită, iar cetățenii din zonele mărginașe beneficiază în prezent de condiții de viață la cele mai înalte standarde. Pentru prima dată după 10 de ani de așteptare, Dudașul Schelei este asfaltată datorită implicării primarului Marius Creciu. Locuitorii acestei zone sunt recunoscători și impresionați. Nu le vine să creadă că, în sfârșit, cineva s-a gândit și la ei. Într-o oră ieșim de pe Dudașul Schelei, totul pus la punct. O să mai fie mici amănunte la intrările în proprietăți, dar ceea ce e important, întreaga stradă, canalele sunt gata și o să aveți asfaltat, lucru care vi l-ați dorit, cred că, de când stați aici. Cum? De 50 de ani. De 50 de ani. Vă rog. Domnule primar, dați-mi voie ca numele Asociației Viitorul, că cuvintele sunt deprisos, nu întrupează realitatea, suntem extraordinar de mulțumiți sufletește, nu numai noi, cartierul, toate cartierele mărginașe, și v-am rugat de data trecută ca acest bulevard să vă poarte cel puțin, a zis noastră, după numele noastră. Când o-și muri, poate, da. Așa a spus, așa a spus. Deocamdată... Vă rog din inimă să declar locuitorii acestor cartier, sunt încântați, suntem extraordinar de mulțumiți, nici părinții, nici bunicii mei, chiar vorbeam cu vecinul, ce ar fi să se nască, să vadă într-adevăr aici s-au născut sau există alt loc unde dânsii și-au dat sau au înviat acest pământ. N-am cuvinte, rețineți, vă foarte, foarte mulțumim. Mai sunt cele două lucruri pe care le-ați promis și noi avem încredere de plină și vreau să aveți încredere în noi că vom fi la orice moment din zi și noapte alături de dumneavoastră, vom fi alături de dumneavoastră și v-am rugat de capelă și de garme. Deci în vara asta da, vă rugăm mult de tot. Banii i-am prins la primărie și pentru și capela tot, și gardul nu e niciun fel de problemă. Totodată vă rugăm mult de tot să nu vă retrageți din această funcție, fiindcă sper și aveți toată încrederea noastră că părerea mea veți fi ales pe viață. Meritați! Cel puțin în cartierele astea. În cartierele mărginașe care, într-adevăr, s-a văzut, este și mâna voastră. Mulțumesc mult. Primarul municipiului Drobeta Turnu-Severin, Marius Creciu, s-a ținut de cuvânt și drept dovadă în cartierul Dudașul Schelei. S-au realizat investiții importante ce vor duce la îmbunătățirea condițiilor de trai ale cetățenilor. Infrastructura rutieră era grav afectată, acest loc fiind uitată de foști edili ai municipiului nostru. Noroaiele și gropile făceau parte din viața cotidiană a locuitorilor din zonă. În general era făcut centru, iar restul, uitați. Păi a fost una dintre lucrurile pe care mi le-a asumat atunci când am venit. Da. Și știți cum promisiune. E? Da, poți să faci lucruri mărețe, nu știu, poți să faci ori centru în oraș. Dacă ai concetățeni care un picior îl scot din oroi, altul bag, fără utilități, cu praf vara, cu noroi iarna, nu ai făcut prea mult. Da, trebuie să-i aduci pe toți la același nivel și a fost unul dintre dezideratele mele, dintre lucrurile pe care mi le-am dorit, toată lumea să aibă asfalt, utilități, să fie totul pus la punct. La preluarea mandatului, primarul municipiului Drobeta Turnu-Severin, Marius Creciu, a decis că nu este posibil ca zone ale Severinului să fie uitate, cartiere mărginașe să fie ocolite, iar multe spații publice să rămână nepuse în valoare. Astfel a început și continuă cel mai amplu proiect de modernizare a infrastructurii din ultimii 10 de ani în cartierele mărginașe ale orașului. Schela Cladovei, Dudașul Schelei, Gura Văi, Banovița Apolodor și Walter Mărăcineanu. Este un deziderat al meu de atunci de când am devenit primar. După cum știți, o parte a reușit să o asfaltăm pe banii primăriei. Ce avem în spatele nostru e pe fonduri europene. Oamenii, într-adevăr, și-au dorit de foarte mult timp. Aveau și dreptate, noroi, iarna, toamna, vara, un praf de nu se putea sta. Sunt extrem de bucuros pentru această realizare. Am scos din noroi un cartier întreg, sute de familii. E o bucurie mare pentru mine. E o investiție pe fonduri europene. Vorbim
doar pentru această zonă undeva aproape 1 milion de euro, 4 milioane de lei, trotuare, carosabil, avem și spațiu verde gândit și în același timp a trebuit să mai facem și alte lucrări conexe, am mutat stâlpii de electricitate, am intrat și pe proprietățile oamenilor să putem să, ca oamenii să poată intra ușor din stradă. Sunt lucruri, zic eu, bune și importante pentru cei care locuiesc aici. Degeaba te duci și, nu știu, ridici turnul Eiffel în turnul Severin dacă oamenii pe care îi conduci trăiesc în noroi, trăiesc fără utilități, trăiesc ca în evul mediu. Important este să avem grijă, să fim mumă pentru toți locuitorii orașului. Această zonă se ridică acum la nivelul de civilizație pe care trebuie să-l aibă toate cartierele orașului. În acest moment se așterne stratul de uzură BH16. Într-o oră, oră 30, scăpăm, ieșim de pe lucrare. Rămâne după aceea pe curățenie și pe amenajare cu pământ vegetal pe lângă trotuare. Și lucrarea, într-o săptămână, două, este gata în totalitate. Cel mai important obiectiv pentru edilul Marius Creciu rămâne creșterea calității vieții pentru toți severinenii, indiferent de zona în care locuiesc, astfel că toate proiectele urmăresc să genereze un impact pozitiv la scara întregului oraș.